Lukaku, sau Morata. Sau nimeni, pentru că amândoi sunt urâți, l-aș alege pe Mertens, dar nu sunt sigur. Ok, fratele, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Drama Istoriilor 2018. Cariera cu Real Madrid, după cum puteți vedea, am o altă formație. Am pus 4-5-1 formație, mi se pare o formație foarte bună. Și da, nu uitați să apăsați la butonul de subscribe, like și altceva ca să fie bine pentru mine. Ok, fratele, și hai să începem. Și cum să faci cum ajutăm cu asta, am plictis să joc cu mărul, ajutăm cu asta albu. Hai să vedem dacă putem să câștigăm Alcamar. Da, Alcamar să nu știe că bă. Dizot îl iau în portarul ăla, ăștia ok. Gutil, așa spun. Ok, Real Madrid are posesia atacă de la stânga la dreapta. Isco pentru Ganezul Bale. Canezul pentru francezul Benzema. Benzema șut puțin de pe lângă partea șutului Karim Benzema. Trebuie să fac și eu alte modificări la echipamentul ăsta. Puteți vedea, mingea trece un pic pe lângă vinclu. Am văzut în poartă, dar nu a fost să fie în poartă. Gareth Bale. Bale câștigă la cap, asta e bună pentru Benzema. Benzema e de lui Isco a șut, scoate portarul și de la Alcamar. Benzema acum este, da, este corner pentru FC Real Madrid. Real Madrid iese și Keylor Navas la noi, să vedem ce vom face. Cross, e de lui Sergio Ramos. Trebuie să se întoarcă Navas, trebuie să se întoarcă Navas în poartă până... Atunci te posedează Modric. Hai să punem asta aici. Modric în continuare pentru Ganezul. Ganezul Bale. Bale pentru Rafael Varane. Varane pentru Karim Benzema. Ocazie mare pentru Real. Nu mai este o ocazie mare. Să vedem. Toni Kroos se recuperează. Rafael Varane recuperează și cam Realul poate pleca pe contract. Cu Varane. Cu pasă greșită. Tol la Elimigea. Pase la Isco, pasă bună, Gherganezul, Bale, la Karim Benzema, Benzema joacă cu Marco Asensio, Marco Asensio joacă pentru Gareth Bale cu stângul, incredibilă fază, scoate portarul celor de la Alcamar. Acum Modric pentru Bale, de ce se dă cu capul, aproape de înscrie, aproape înscriam și noi. Vedem gol, Kroos, degajează acum la Marco Asensio. Iese portarul Til acum. Să vedem ce va face Til la Alcamar. Til deposedat aici. Pasă greșită către Karim Benzema. Să vedem ce va face Real acum. Dă drumul la contraatac Real. Real Madrid pentru Karim Benzema. Benzema. Benzema pentru Marco Asensio. Marco Asensio jutează. Scoate portarul. Ce intervenții. Cum să-l salvezi, mă? Cum să salvezi portarul în acest an? Da, uite-te și tu. Deci am avut numai ocazii noi și n-am dat gol. Sergio Ramos va câștiga la cap. Oare câștigă la cap? Pasă pentru Karim Benzema. Nu este offside. Nici vorba de offside. Karim Benzema. Șut gol. Karim Benzema. Gol în minutul 45. Înainte de încheierea prima repriză, din încheierea primei reprize, Karim Benzema deschide scorul pentru Real Madrid. Să vedem ce va face Alcamar în continuare, adică nu se aștepta la acest gol, nici el nu mă aștepta. Da, ce să faci, să vedem aici, Dor Santos. Dor Santos. Se termină prima repriză și sigur că mi-e apare reclame. Asta e că roșu îl fac o schimbare. Îl scot pe Bale. Îl scot pe Bale și îl scot pe Vasquez. Pentru că... Zic eu, roșu o să joc așa cu Vasquez. Primul meci. Care îl joc și eu cu Vasquez. Trebuie să-l mai găsesc pe Nacho aici, Lucas Vasquez. Vasquez are un șut bun. Pase la Karim Benzema, nici vorba de offside! Corner pentru Real Madrid, va bătea Marcelo.
Marcelo pentru Marco Asensio, pentru Karim Benzema. Benzema depossedat, bă, Karim. Modric pentru Isco, pierde mingea ușor Isco, dar și depozitează Isco. Isco acum, Isco șut, puțin pe lângă parte, foarte puțin pe lângă parte Isco. Bizot. Bizot pasează, va degaja Bizot. Marco Asensio câștigă la cap. Pasă la Karim Benzema, acum este offside. Cum este offside, omule? Joacă scurt cei de la Alkmaar. Asensio, pasă greșită, vă Marco Asensio. Te-aș scoate, mă. Aș pune val cineva. Nu te scoate. Varan, să vedem, șansă pentru Alkmaar, scoate nava, senzațional! Alkmaar are și el un contraatac și scoate Navas. Ce intervenție are Navas. Să vedem aici atacul lui Alkmaar în continuare. Dos Santos, Dos Santos. Degajează Rafael Varane, se opune la degajarea celor de la Alkmaar. Lucas Vazquez depozitează. Benzema nu este în față. Unde e Benzema? În apărare unde stai? Să vedem ce face Rafael Varane acum. Rafael Varane pentru Karim Benzema, Benzema joacă pentru Modric, merge cam departe, Modric nu se lasă, Modric, Modric la Karim Benzema, în fața golului, gol! 2-0 Real Madrid, Karim Benzema, dubla lui Karim Benzema, gol, bine mă, gicule! Aș mai posta și Clash Royale din când în când, dar zic că mai bine fac cariera cu Real Madrid. Toni Kroos acum pentru Karim Benzema. Karim Benzema poate face hat-trick. Nu face hat-trick, vine Marco Asensio, gol! 3-0! Real Madrid, Marco Asensio era pe cât să rateze, deci foarte puțin mai avea și era tare, deci dacă nu dădea gol Marco Asensio, totuși mi se pare foarte bun Marco Asensio. Priviți ratarea lui Benzema, scoate Bizot și cu dreptul exterior. Ia să dăm și noi pe replay. Replay. Ratarea lui Karim Benzema. Bă, Benzema, ți-a scos o Bizot? Nu, mă. Cu dreptul exterior? Nu, șiret. Puțin mai avea și dădea pe lângă foarte, dar asta și dacă dădeam pe lângă tot aveam 2-0, este 3-0 Real Madrid vs Alkmaar. Karim Benzema le posedează, șut Karim Benzema fix un blocaj acum cu Lucas Vazquez. Vazquez va veni cu centrarea la Marco Asensio, gol! Nu știu cum a intrat acea minge, dublele lui Marco Asensio și al lui Isco, dăm safe, că e foarte șmecheră. Deci Vazquez, Lucas Vazquez a degajat așa. Nu mi se pare că intră mingea, ia stai. Bun, cu dreptul. Deci două goluri, da, a intrat, mă. A încercat să scoată cu dreptul, două goluri cu dreptul. Față de Marco Asensio. Sperăm că în unele meciuri o să avem și penaltiuri. Să vă arăt și voi penaltiuri. Acum, Carbal pentru Marco Asensio. Ce mai trebuie să comentez? Totuși Benzema pentru deci dacă a făcut rabona asta. A făcut rabona. A făcut rabona, cred că. Da, era până în schemă grea. Rabona chiar o schemă grea, dar a făcut-o Benzema. Și mie chiar. Deci, da, 3-0, Real Madrid, 4-0. De ce e Karim Benzema? Și nu e Marco Asensio. Leganez a câștigat cu 2-1. Nu uităm și noi. Ce e aici? Nimic. Hai să mergem și noi niște atacante. Nu cum ne fică. Cine a zis că nu trebuie să-mi fie ce e cu ăla? Să căutăm pe Nacho. Dar nu-l găsim. Nu-l găsim pe Nacho. Așa, uite, Cristiano. Morata, Morata, Mertens. Vardy e un jucător foarte bun la viteză. La viteză mă refer. Kylian Mbappé. Și Kylian Mbappé la 90 speed. Dybala așa și așa. Să ne uităm noi câte minute am filmat. 9 minute, bă.
Și episodul ăla a durat vreo 12 minute. Dacă nu mă știu bine, fratelor, vom încheia acest episod aici. Sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și alte butoane dacă nu știu ce au. Nați clopoțel și haide, noi ne auzim data viitoare. Ah.